Bună ziua, prieteni! Octavian Țicu se lansează în campanie electorală pentru funcția de președinte al Republicii Moldova la Ungheni. Îi salutăm cu acest prilej pe toți locuitorii acestei urbe speciale, frumoase, primitoare, însorite astăzi. Și invităm și pe ceilalți locuitori ai Republicii Moldova să urmărească această transmisiune în care va fi prezentată cea mai importantă parte a campaniei pe care urmează să o desfășoare Octavian Țicu în acest scrutin prezidențial. Suntem așadar la Ungheni. De pe orice povârniș mai înalt sau de pe un deal mai înalt se vede Uniunea Europeană, se vede Europa. Iar pentru noi, Europa este în primul rând România. În acești 30 de ani de când Republica Moldova se poate spune că și-a luat soarta în mâini, au fost făcuți destui pași pentru ca să progresăm ca societate, ca indivizi, să putem să ne creăm o soartă, ca în textul imnului pe care l-am auzit mai devreme, să ne creăm o nouă soartă, dar urmează probabil cei mai importanți pași de acum înainte. Pentru ca toți locuitorii Republicii Moldova să se regăsească la un moment dat în cadrul Uniunii Europene și în primul rând în cadrul României. Pentru ca să nu mai plutim în neștire, în ape tulburi, în ape învolburate, într-o stabilitate aproximativă. Și sistemul politic al Republicii Moldova ne oferă, pe data de 1 noiembrie, o nouă posibilitate de a vota cu o persoană care are în minte și în cuget o asemenea perspectivă a lucrurilor. Este Octavian Țicu, sportivul, istoricul, deputatul, care are un proiect de țară pentru Republica Moldova și pe care vi-l va prezenta astăzi. Suntem alături cu toții, alături de el, cei din Partidul Unității Naționale, un partid creat cu directul concurs al fostului președinte al României, Traian Băsescu, care este și în continuare președinte de onoare al Partidului Unității Naționale, un președinte care a făcut cel mai mult probabil pentru ca noi să ne simțim liberi, să fim cu pașapoarte, să avem sentimentul că suntem cetățeni europeni, chiar dacă, din punct de vedere geografic sau teritorial, nu ne simțim în deplinătatea libertății pe care ne-o dorim. Partidul Unității Naționale a fost înființat și cu directul concurs al domnului Anatol Șalaru, care multă vreme a fost președinte al PUN, iar acum este secretar general al Partidului Unității Naționale. Pe dumnealui îl invit la acest microfon acum. Stimate domnule președinte Octavian Țicu, dragi prieteni, de 30 de ani, Basarabia românească, redenumită gratuit stat și republică, se zbate în sărăcie și deznădejde, iar perspectivă de ieșire din această criză nu se întrevede. De 30 de ani se încearcă, fără sorți de izbândă, de a transforma această bucată de pământ în stat, deși mai toți cunoaștem că nu poate fi nici stat și cu atât mai puțin țară. Au guvernat agrarieni, comuniști, stataliști sau socialiști sau pro-europeni, iar rezultatul a fost același. Sărăcie și deznădejde. Cu toate acestea, soluția există, este una simplă și extrem de pragmatică. Reunificarea cu România. Frații noștri de peste Prut s-au exprimat în clar acum 2 ani, când în Parlamentul României s-a votat declarația prin care s-a afirmat răspicat. România este pregătită de reunificare atunci când noi, cei din Basarabia, o vom cere. Acesta este rolul pe care Octavian Țicu și l-a asumat. Acela de a spune clar că noi vrem să ne unim cu țara. Basarabia vrea să se întoarcă acolo de unde istoria și Rusia ne-au rupt cu forța. Reunificarea cu România nu este o utopie. Unificarea Basarabiei cu patria mamă
este astăzi ultima șansă ca noi, cei din actuala Republică Moldova, să trăim ca oamenii. Cred că Octavian Țicu este omul și poate fi cu ajutorul nostru a tuturor un președinte al reunificării noastre. Nu va fi ușor, dar dacă vom reuși să explicăm tuturor că reunificare este în primul rând în beneficiul oamenilor și mai puțin al elitelor. De beneficiile unirii se vor bucura oamenii simpli, pentru că pensiile și salariile vor fi mult mai mari, sistemul de sănătate mai performant, iar tinerii vor avea acces la un sistem de educație performant. De pierdut vor avea cei care astăzi sunt în fruntea treburilor din Republica Moldova. Din unire vor avea de pierdut Igor Dodon, Șor și Plahotniuc, ca și cei care astăzi îi slujesc. Bunăstare prin reunificare. Aceasta este oferta Partidului Unității Naționale și oferta președintelui Octavian Țicu. Am încredere că Țicu va duce conceptul de unire de la ideal la practic. Vă mulțumesc! Suntem, după cum vă spuneam, la Ungheni, aici unde am fost găzduiți cu mare dragoste și le mulțumim pe această cale tuturor colegilor noștri care au facilitat o bună organizare a acestui eveniment. Îl invit să vă spună câteva cuvinte pe domnul Mihai Goian, care este președintele organizației teritoriale a Partidului Unității Naționale din Raionul Ungheni. Bună ziua și bine ați venit la Ungheni. Eu am gândit mult aseară ce aș putea să vă spun astăzi. Vreau să încep cu ceea că la câteva sute de metri de noi se află prutul nedrept prin care curge. Noi am avut mai multe acțiuni la râu și la podul Eifel. În 2018, regimul Plahotniuc ne-a fugărit de acolo și ne-a lăsat să dăm mână cu mână frații de peste prut. Și atunci nimeni din forțele politice care se aflau în Parlament și care se dădeau și unioniști nu a venit să ne ajute, nu a venit să ne întrebe care sunt probleme, nu a venit să se bată pentru drepturile noastre ale românilor. De ce Octavian Țicu? Pentru că eu am încredere că atunci când vom avea nevoie noi românii basarabeni de suportul său, el va veni de fiecare dată și ne va ajuta. Pentru că, pe lângă faptul că este un luptător, este de asemenea pentru mine personal un om de succes. Și nu un om de succes de ăla care știm noi, care s-a îmbogățit sau a făcut succes pe nevoile și pe lacrimile basarabenilor. Este un om de succes care, prin sudoarea sa, atunci când a mers să facă box, a demonstrat că un băiat de la țară care s-a dus primele zile la box poate să reușească. Pentru că are perseverență și ambiție. Perseverența și ambiția l-a făcut vice-campion european la box și a fost primul pugilist basarabean care a reprezentat cu demnitate Republica Moldova la Jocurile Olimpice. De ce Octavian Țicu? Iarăși, prin perseverență, ambiție și caracterul său de luptător, a reușit să ajungă un mare istoric. Nu a făcut doar istorie, dar a scris și cărți, a cercetat, a fost chiar și în locurile unde au fost deportați românii basarabeni în Siberia. Nu a mai făcut nimeni așa lucruri până acum. De asta eu cu încredere, la data de 1 noiembrie, vă spun că noi românii basarabeni în sfârșit suntem reprezentați de un om demn, de un om care merită și un om de succes, care știe, care a auzit și care a simțit pe pielea sa ce înseamnă să fii român basarabean. Votați la data de 1 noiembrie Octavian Țicu, concurentul cu numărul 7, cu încredere și fără frică. Mulțumesc, Mihai, și succes echipei de la Ungheni, de la care așteptăm mobilizare maximă în următoarele săptămâni, pentru ca mesajul Partidului Unității Naționale să fie dus în cele mai îndepărtate localități din Raionul Ungheni. Stimați prieteni, în această campanie electorală se vor folosi și deja au început să se folosească diverse tehnici de comunicare, dacă vreți să le numim așa, de intimidare publică, împotriva concurenților care nu sunt favorabili acestui sistem politic pe care îl avem în Republica Moldova și, în primul rând, împotriva lui Octavian Țicu, despre care
Nimeni nu poate spune lucruri reprobabile, având în vedere statura sa destoinică pe care a arătat-o de-a lungul anilor. Și pentru ca să eliminăm tot felul de lucruri care circulă în jurul său pentru a dezavoa tot felul de lucruri neadevărate despre Octavian Țicu, cel mai cuminte probabil este să îi lăsăm să vorbească pe aceia care îl cunosc personal, pe Octavian Țicu de mai mulți ani, și una dintre aceste persoane este doamna Eudochia Sacaliuc, poetă și profesoară din Ungheni. Vă rugăm! Bună ziua! La Ungheni clopotul bate, ecoul răsună, se aude departe, deșteaptă-te, frate, frate de sânge, nu îngenunchea și nu te mai plânge, ajunge să trăiești în minciună, trădare, știm că există colac de salvare, România e patria mamă, ridică-te, frate, țara te cheamă. Aleg Octavian Țicu, președintele care unește toți locuitorii din Republica Moldova, indiferent de etnie. Prutul curge liniștit, între sârmele ghimpate, prutul curge liniștit. El nu poate spune, frate, cu ce Doamne a greșit. Lacrimile curg și roaie, ani de zile, neîncetat, fie soare, fie ploaie, între sârme e vegheat. Cei din stânga sunt români și privesc în depărtare. Acei din dreapta sunt români, se păzesc. De cine oare? Noi suntem români cu toții, de granițe despărțiți. Cunoaștem cine sunt hoții, țara ce ne-a despărțit. Grănicerii stau de strajă și veghează râul Prut. Zi și noapte stau de pază și săracul Prut e mut. El nu știe românește, curge, plânge în continuu și chiar nici moldovenește. Nici o vorbă n-o să spună, el va tace și va geme. El de pușcă nu se teme, doar istoria va spune cine suntem noi anume. Numai împreună putem spera la o viață mai bună. Octavian Țicu este candidatul din partea Partidului Unității Naționale. Succese, domnul Octavian Țicu, în continuare. Noi vă susținem din tot sufletul, din toată inima. Mulțumim, doamna Sacaliuc, pentru aceste emoții, care emoții au fost la baza tendinței noastre, aspirației noastre dintotdeauna de a fi mai aproape de România, dar între timp, în ultimii ani, și despre aceasta vorbim în cadrul întâlnirilor noastre cu cetățenii Republicii Moldova, au apărut și destule, ele au existat tot timpul, dar acum se întrevăd cu ochiul liber și motive practice, pragmatice, pentru care ar trebui să lichidăm toate barierele artificiale care stau în continuare între cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului. Pentru ca lucrurile să arate mai bine din acest punct de vedere, pentru ca diverse căi, drumuri,
tur-retur să funcționeze mai bine, au trebuit ca diplomați, politicieni sinceri, oameni de cultură, oameni de afaceri, simpli cetățeni, să depună eforturi de-a lungul anilor. Și un simplu trafic legal de frontieră este o modalitate prin care se îndepărtează fobiile dintre cetățenii moldoveni și cetățenii din România, cu toții români. Una dintre aceste persoane care a făcut tot ce a fost putință, câtă vreme a fost ambasador al Republicii Moldova la București, a fost actualul deputat Iurie Reniță, pe care îl invităm aici alături să își expună punctul de vedere asupra candidaturii domnului Octavian Țicu, pe care l-a susținut și cu care au funcționat împreună în ultimul an, după cum știți, în Parlamentul Republicii Moldova, făcând mai multe dezvăluiri împreună cu privire la practicile ilegale ale celui care pretinde astăzi la un al doilea mandat de președinte, Igor Dodon. Îl invit aici la microfon pe domnul deputat Iurie Reniță. Dragi prieteni, vreau să mulțumesc foarte mult antevorbitorilor, deoarece au fost extrem de succinți, astfel oferindu-mi posibilitatea ca să pot vorbi mai mult. Vă mulțumesc foarte mult, dar mă voi strădui să nu fiu chiar atât de, să vorbesc chiar atât de mult, dar sper mult să fiu consistent, cum m-am străduit de altfel mereu să fiu. Dragi prieteni, stimați locuitori ai orașului Ungheni, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, dragi confrați din diasporă, dragi români din Basarabia, România și din toată lumea. După cum am promis anterior, în campania prezidențială voi susține Partidul Unității Naționale și pe candidatul acestuia, domnul Octavian Țicu. Chiar dacă nu sunt membru al acestei formațiuni politice, recunosc că aici mă regăsesc cel mai bine, deoarece acțiunile, valorile și idealul național promovat cu sinceritate și cu fermitate de către PUN coincide întocmai și cu opțiunea mea politică. Sunteți o echipă tânără, admirabilă, puternică, convingătoare, dar și frumoasă, alături de care și eu mă simt mai tânăr sufletește și dornic de a face împreună lucruri bune pentru neamul românesc. Dragi prieteni, dragi unioniști, în simțiri și în acțiune, trebuie să conștientizăm cu toții că actualmente parcurgem o perioadă extrem de complicată și periculoasă în istoria recentă a Basarabiei. Trădătorii de neam și de țară au pus stăpânire peste toate instituțiile statului. Degradarea morală nemai întâlnită și corupția endemică sunt prezentate ca mari virtuți de către cel care astăzi mai este la președinție, de cei care sunt majoritari în Parlament, în guvern și în alte structuri ale statului. Cu mare regret trebuie să recunoaștem că actualmente simbolul Republicii Moldova a devenit sacoșa, așa numitul culioc, cu chipul dolofan, corupt și fericit al culiocarului Dodon. Acest individ a compromis timp de 4 ani tot ce era mai de valoare în Republica Moldova. A fost total compromisă și instituția prezidențială. Dodon, prin complicitatea altor partide și actori politici, s-a subordonat efectiv toate instituțiile statului, începând cu Parlamentul, Guvernul, SIS-ul, SPPS-ul și terminând cu Procuratura Generală. Pentru Dodon, armata rusă de ocupație este o necesitate și un factor de stabilitate. Această conservă oligarhică a Kremlinului implementează conceptul rusesc de neutralitate permanentă, dar cu armata lui Putin pe teritoriul nostru. Nici chiar fostul președinte, generalul sovietic de miliție, Vladimir Voronin, nu și-a permis să subordoneze atât de mult Republica Moldova intereselor Federației Ruse. Actualmente, instituția prezidențială
a devenit o povară nu doar ca politici antinaționale promovate, dar și ca structură și număr de persoane. Nu avem nevoie de o asemenea structură cu sute de funcționari, cu salarii grase, care mănâncă pensiile sărmanilor noștri, oameni în vârstă. Avem nevoie de o instituție prezidențială suplă, puțin numeroasă, între 20-25 de persoane, iar în clădirea actuală a președinției să activeze mai multe instituții ale statului, nu doar Bașcanul Dodon. De asemenea, trebuie creată după modelul României o autoritate separată a statului responsabilă de acordarea cetățeniei. Nu trebuie să revină această responsabilitate șefului statului, ci unei structuri separate și independente. Am văzut cu toții cum procedează Petre Cărețu de la Condrița cu retragerea cetățeniei lui Traian Băsescu. În asemenea condiții, instituția prezidențială chiar va deveni una eficientă și suplă, economisind milioane de lei ce vor fi transferați la protecția socială a cetățenilor. Nu întâmplător am stăruit asupra acestui individ profund corupt și profund antinațional pentru a arăta cum nu mai trebuie să fie un președinte al Republicii Moldova. Deoarece suntem într-o campanie prezidențială, aș dori să vă amintesc despre atribuțiile și obligațiunile șefului statului conform prevederilor constituționale. Suntem un stat parlamentar, în care Parlamentul și Guvernul sunt cele mai importante instituții ale statului, președintelui revenindu-i un rol preponderent protocolar și procedural. Funcția de președinte al Republicii Moldova a fost concepută de legiuitor ca una simbolică într-un regim cu democrație parlamentară. Această funcție ar trebui să fie un simbol al corectitudinii, a integrității, a modestiei, dar și a verticalității politice când e vorba de promovarea și protejarea intereselor cu adevărat naționale. Președintele are o misiune constituțională de a media eventualele conflicte între diverse instituții ale statului și a propune soluțiile de remediere a acestora. Din păcate, în istoria noastră recentă, toți președinții, cu excepția lui Nicolae Timofti, au transformat această instituție într-o sursă permanentă de conflicte și de dominare totală a altor structuri ale statului. Iată de ce viitorul președinte al Republicii Moldova trebuie să respecte cu strictețe atribuțiile și responsabilitățile constituționale. Sunt sigur că în acest caz situația politică, economică și socială va fi mult mai bună. Un președinte care respectă Constituția poate sprijini și prin autoritatea lui, dar și a instituției pe care o reprezintă pe plan intern și internațional, politicile economice și sociale, dar și politica externă pe care le adoptă Parlamentul și le implementează Guvernul. Doar atât. El nu are altă putere conferită de Constituție ca să-și subordoneze Guvernul și Parlamentul. Această colaborare interinstituțională este absolut obligatorie și benefică într-un sistem politic cu regim parlamentar. Președintele este acea persoană care unește cetățenii și nu-i dezbină după criterii politice și etnice. Revenirea instituției prezidențiale în albia legalității și a constituționalității trebuie să fie sarcina primordială a viitorului șef de stat. Sunt sigur că acest fapt important îl conștientizează plenar și candidatul PUN-ului, domnul Octavian Țicu. După cum am menționat anterior, președintele este un simbol, o persoană integră și corectă care motivează cetățenii să respecte legile statului, să respecte valorile și principiile democratice, diversitatea de opinii și libertatea presii. Doar în asemenea condiții vom putea pretinde că suntem cu adevărat o țară europeană. Altfel, ne vom bălăci în continuare în mocirla sovietică și post-sovietică cu nostalgia după o mână de fier, după un Putin sau Erdogan.
Declarația de independență a Republicii Moldova a stabilit foarte clar parcursul nostru de mai departe. Fiecare președinte, fiecare, orice parlament și guvern al Republicii Moldova trebuie să urmeze cu strictețe prevederile actului ce a confirmat desprinderea noastră de Imperiul Sovietic după mulți ani de cotropire, deportări, nimicire fizică, foamete organizată și sărăcie. Acest document fundamental ne stabilește foarte clar locul nostru în spațiul istoric și etnic al devenirii noastre naționale. Tentativele de a supraviețui ca entitate statală separată și-au demonstrat lipsa de perspectivă reală, datorită în primul rând unei clase politice conducătoare total dependentă de Moscova, dar și de marea corupție care s-a cuibărit în toate structurile statului. Chiar și dorința de a ne integra în spațiul european a fost compromisă de o manieră dezastruoasă tot de către exponenții clasei politici conducătoare din perioada respectivă. Unica cale reală și realistă pentru a ne asigura un trai decent, un mediu sigur și stabil de securitate și de prosperitate este integrarea noastră în spațiul euroatlantic. Iar aceste realități ni le poate oferi doar România. E frumoasă povestea cu Bruxelles. Suntem profund recunoscători Uniunii Europene și țărilor membre pentru faptul că ne apropia tot mai mult de valorile europene, dar unii exponenți ai clasei politici de la noi au obstrucționat și au compromis aproape iremediabil acest deziderat. Calvarul nostru de a ne regăsi într-un alt spațiu politic și etnic decât cel firesc din care a fost rupt cu forța în 1812, în 1940 și în 1944, trebuie să ia sfârșit. În încheiere, doresc să fac un apel sincer și puternic către cetățenii Republicii Moldova care gândesc și acționează românește. E necesar imperios să participăm activ în actuala campanie prezidențială și să votăm cu încredere și optimism candidatul Partidului Unității Naționale, domnul Octavian Țicu. Este deja un fapt incontestabil. Doar în reunire ne împlinim destinul și ne desăvârșim idealul nostru național. Doamne ajută! Vă mulțumesc, Excelență, domnule Reniță, care, cum vă spuneam, mai întâi în calitate de ambasador al Republicii Moldova în România, a făcut tot ce a stat în putință pentru ca să ne apropie, pentru ca să excludă toate barierele artificiale, iar acum a desfășurat în ultima perioadă o activitate politică intensă pentru a scoate la iveală diverse ilegalități, mare parte din acțiunile lui Gordodon fiind ilegalități. Culmea este că de la acest nivel al instituției prezidențiale se dorește răul cetățenilor, în timp ce oamenii simpli, oamenii de la fața locului, ca să spun așa, sunt mai vizionari și mai îndreptați către a face bine climatului din Republica Moldova și pentru a îndepărta toate barierele artificiale între locuitorii de pe cele două maluri ale Prutului. În urmă cu mai bine de un deceniu, vă amintiți, a existat un moment simbolic în care a dispărut sârma de pe Prut, care era o reminiscență urâtă a perioadei sovietice în care am fost despărțiți, condamnați să trăim separați unii de alții, fiind deznaționalizați și ținuți într-un țarc din care abia după o jumătate de secol am putut să ne eliberăm. Unul din acei oameni care, de la înălțimea postului său de atunci, de judecător, care a decis ca sârma din pată de la ungheni să fie scoasă, o decizie în acest sens fiind pronunțată de Consiliul Raional Ungheni, a fost domnul Vasile Lupu, în prezent avocat, pe care am plăcerea să-l salut și să-i mulțumesc pentru acel gest care rămâne și în istoria orașului Ungheni
și în istoria Republicii Moldova ca un act de demnitate și, la urma urmei, de normalitate. Vă rog. Bună ziua, onorată instanță, dragi prieteni, zic prieteni, deoarece consider eu ca cei care sunt prezenți astăzi aici în această piață, împărtășesc cu mine aceleși idei, aceleși tendințe, aceleși visuri. Vreau să vă destăinui un adevăr simplu, nu am fost niciodată membru oricărui partid, în afară de Pionier sau Consumolist fiind la școală. N-am făcut nici când politică, cu toate că am fost tot timpul incomod la posturile unde am activat. Din ce motiv? De simplu motiv că eu aveam așa un viciu de a-mi iubi părinții, frații, surorile, neamul, de a cinsti strămoșii și rădăcinele. Iar acest viciu nu-l puteam repara cu nimic decât cu activitatea și prezența mea și cu exprimările acestor lucruri pe față. De ce Octavian Țicu, acest om, mi-a inspirat încredere și simpatie pentru simplu faptul că este un om corect. Este un istoric de valoare care propagă în tot spațiul românesc adevărul despre aceea cine am fost, cine suntem și probabil cine vom mai fi în dependență de activitatea și de gândirea noastră care o vom avea. Deoarece, cum a spus vorba cronicarului, neamul nostru este cam leneș la carte și nu se prea dă în citire, în studiere, în studierea celor vițe, acelor rădăcini de la care provine și nu le dă o atenție cuvenită pentru a face, în ultima instanță, la momentul oportun, acea alegere care l-ar face un cetățean demn de țară. La 1 noiembrie nu va fi pur și simplu un scrutin, dar va fi un sondaj, va fi un exercițiu prin care vom afla dacă suntem îndeajuns acei care știm de unde am venit, unde suntem și încotro vrem să mergem. Aceste lucruri le propagă Octavian Țicu fiind în calitate de profesor istoric, de deputat și îl stimez pentru curajul lui că în orice moment, în forul suprem al țării, poate opune cu curaj rezistență minciunii și diferitor altercații politice care ne încearcă să ne supună unor lucruri, unor viclenii pentru a ne îndepărta de ceea ce suntem noi ca neam. Îi urez succes acestui om și în primul rând trebuie să știm un lucru. El este al nostru de aici, stejar de pe malul Prutului și urmează să-l susținem în toate pentru că niciodată nu o să ne dea în bară și nu o să dea de rușine. Succes, Octavian Țicu! Vă mulțumesc! Da, deși este un scrutin prezidențial și candidează o persoană, suntem în jurul său mulți oameni pentru că Octavian Țicu ne reprezintă la ora actuală. El este omul pe care l-am desemnat cu toții să ducă mai departe vrerea noastră în legătură cu viitorul nostru. Și orice ar face Octavian Țicu de acum înainte nu este o acțiune individuală a sa. Este una a Partidului Unității Naționale și a tuturor susținătorilor și adepților acestui partid. Și n-am nicio îndoială că pe măsură ce mesajele Partidului Unității Naționale și ale lui Octavian Țicu vor ajunge în tot mai multe localități și la tot mai mulți oameni din Republica Moldova, ni se vor alătura tot mai mulți simpatizanți pentru ca să putem să punem în practică toate ideile pe care le exprimăm astăzi. În definitiv, după aceste cuvinte care vin în sprijinul Octavian Țicu, îl invităm pe dumnealui pentru a-și prezenta programul pentru această campanie electorală care începe astăzi. Vă rugăm, Octavian Țicu!
Bună ziua, prieteni, dragi oameni de la Ungheni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Mi-aduc aminte din copilărie chestii în care se investeau președinți și mă gândeam întotdeauna că s-ar putea vreodată să se întâmple acest lucru și chiar se întâmplă astăzi. Și ca să vă trezesc un pic așa din oboseală, am să vă întreb ce dată este azi? Astăzi este data de 7 octombrie, așa. Iar Octavian Țicu, în lista de vot, ce număr va fi? Numărul 7. Și noi vom avea un simbol cu 5 degete de la mână și cu semnul victoriei. Asta este simbolul pe care noi îl vom avea și cu care vom merge în această campanie. Eu nu puteam alege altă locație pentru lansarea în campania prezidențială decât orașul Ungheni. Și sunt mai multe motive pentru care am făcut acest lucru. Eu pentru voi, cei de la Ungheni, sunt ca o carte deschisă. Voi sunteți această garanție de integritate și morală pe care eu o am în politică și în viață. Pentru că m-am născut la Costuleni, dar cu viță de la Rădenii Vechi și ambele vițe mi-au conturat și mi-au dat această vigoare românească. Aici la Ungheni, în clasa 8, am câștigat prima olimpiadă raională la istorie și am înțeles că asta este chemarea mea și o am aici în spate pe mama și tata, care au venit împreună cu soția și fiul meu să fie alături de mine, pentru că așa înțeleg că trebuie să mergem înainte. Aici la Ungheni am început să fac box. De la Ungheni am câștigat primul titlu național și de la Ungheni am mers la Jocurile Olimpice. Aici la Ungheni, la Palatul Culturii, m-am însurat, am făcut nuntă și acum pe 11 octombrie o să fac 17 ani. Și evident că de aici, de la Ungheni, am fost trimis în Parlamentul Republicii Moldova. Voi, cetățenii acestui raion, acestei circunscripții și mai ales acestui oraș care mi-a dat un vot quasi majoritar pentru a merge în Parlament. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Eu voi fi un președinte care unește. Și dubla semantică acestei uniri înseamnă că voi uni cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba și originile etnice care le au, sub bagheta unui proiect de prosperitate, bunăstare și securitate prin reîntregirea cu România. Și asta este a doua semnificație a președintelui care unește, pentru că platforma noastră politică și viziunea mea personală, ca istoric, ca intelectual și ca politician, este reunificare. În această campanie, noi nu vom avea adversari electorali, noi vom avea un proiect de țară pe care îl vom propune tuturor și votanților de la stânga și celor de la centru și celor de la dreapta. Pentru că, așa cum s-a spus astăzi, în afara reunificării nu există o șansă de viitor pentru cetățenii acestei țări. În această campanie vom avea 5 angajamente pe care ni le vom asuma ca echipă și eu ca președinte. Primul este dizolvarea acestui parlament care nu mai este reprezentativ pentru
cetățenii Republicii Moldova pentru că nu mai reflectă votul pe care l-am dat în 24 februarie 2019. Este un plahotniuc care miroase, este un parlament care miroase a plahotniuc, dodon și șor, care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se mai regăsească într-un viitor parlament. Iar noi avem nevoie de un parlament, pentru că suntem, așa cum s-a invocat, o republică parlamentară, avem nevoie de o majoritate pro-europeană și pro-românească care să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană prin integrarea cu România. Al doilea angajament, noi trebuie să ieșim din această izolare internațională în care ne-a băgat politica nesăbuită a lui Igor Dodon. Prin servilismul față de Moscova, prin închinăciunile față de regimul separatist, prin atitudinea descalificantă față de România, prin sfidarea integrității teritoriale a Ucrainei, care a făcut ca acest președinte să fie unicul președinte în lume, care n-a putut merge în ambele state vecine pe care le-a avut. Și noi avem nevoie să aducem România mai aproape, să redresăm relațiile cu Ucraina și să restabilim încrederea partenerilor noștri externi, a Uniunii Europene și a Statelor Unite pentru cetățenii acestei țări. Aceste două angajamente țin de competențele pe care le are un președinte, pentru că poți fi un președinte simbolic, dar poți fi și un președinte simbol. Această încărcătură de președinte simbol este cea care ne va asuma împreună. Trei angajamente pe care le vom avea în vedere atunci când împreună vom accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova ca formațiune politică presupun de fapt platforma politică a Partidului Unității Naționale. Reunificarea infrastructurii cu România, terestră, cale ferată, energie digitală și de comunicare. Mai mult ca oriunde aici la Ungheni știm ce înseamnă această reunificare a infrastructurii, pentru că avem podul de cale ferată, avem gazoductul care merge prin Ungheni, avem în așteptare autostrada Chișinău-Iași-Târgu Mureș, care trebuie să ne scoate spre marele capitale europene, și Ungheniu a fost primul care a scos sârma ghimpată la prut. Și aici, cum invoca domnul Lupu, un mare merit aparține unui ungenean, unui patriot român, care mi-l amintesc aici cu regret, pentru că mi-a fost și un mare prieten, domnul președinte Ion Hare. Noi avem nevoie, prin al patrulea angajament, să ne racordăm la sistemul educațional românesc. Fără o educație de calitate nu vom avea niciun viitor, pentru că marele transformări a tuturor societăților în lume s-a început prin reformarea și modernizarea sistemului educațional, prin adoptarea curriculii românești la toate nivelele și adoptarea standardelor educaționale și academice românești. Pentru ca noi să nu mai avem disfuncționalități ale medicilor care au probleme în a se angaja în România, a profesorilor, a diferitelor nostrificări și necesități de a omologa sistemul educațional și diplomele din România și din Republica Moldova invers. Și în cele din urmă, o chestiune fără de care noi nu putem să concepem viitorul nostru este reîntregirea sistemului de securitate și de apărare și de ordine legală cu cel din România și din structurile euroatlantice. Fără un asemenea scut de securitate, nu putem visa la un viitor demn.
Pentru că întâi s-au creat structurile de securitate în Europa, după care s-a creat Uniunea Europeană. Iar toate statele est-europene care au ieșit din comunism, întâi au fost membri ale structurilor euroatlantice care au adus acest scut de securitate, oferind încredere mediului de afaceri, business-ului și cetățenilor și dușmanilor din exterior care ar fi avut sau ar fi dorit să destabilizeze aceste state. Este o cale pe care trebuie să o urmăm și pe care a încercat să o pună în practică secretarul nostru general, la acel moment ministru apărării, domnul Anatol Șalaru. Și este motivul pentru care Igor Dodon, prin decret, l-a demis din această funcție. Și noi vom reveni la acest lucru, pentru că fără asta, fără securitate, nu există prosperitate. Sunt angajamente clare, simple și cred la îndemâna unui președinte și a unui partid care își doresc să fie cea mai importantă voce unionistă în Republica Moldova, într-o relație strânsă cu partidele din România, cu Partidul Mișcarea Populară, cu domnul președinte Traian Băsescu și cu toată clasa politică și instituțiile României care ne așteaptă să revenim acasă. Asta a speriat regimul lui Dodon și asta a făcut ca noi să fim pe muchii de cuțit excluși din cursa prezidențială. Această frică ne-a demonstrat că doar Partidul Unității Naționale și Mișcarea Unionistă sunt marile frici ale Moscovei și a lui Igor Dodon. Vă mulțumesc că ați venit într-un număr mare aici la Ungheni. Sunt sigur că cei care ne privesc la ora actuală sunt alături de noi, oamenii din întreaga Republică, din diasporă, care ne-au arătat în aceste zile că noi contăm și că noi merită să luptăm pentru fiecare vot. Și noi vom face acest lucru pentru că a venit timpul ca noi să revenim acasă. Vă mulțumesc tare mult și Doamne ajută în această campanie care nu va fi deloc ușoară, dar care ne va consacra ca partid și pe fiecare în parte ca cetățeni cu un simț de neam și de țară. Vă mulțumesc! Vă mulțumim cu toții pentru prezența dumneavoastră, vă așteptăm la vot și să-l salutăm încă o dată pe domnul Octavian Țâcu, candidatul Partidului Unității Naționale. Vreți mai încoace, vă rog. Acolo nu avem numai câte unul rând.